Richard Hutchins, în vârstă de 62 de ani, este un artist celebru care are o poveste de viață impresionantă. A stat 2 ani în închisoare, a dormit pe străzi, dar o întâlnire neașteptată cu un înger avea să-i schimbe în totalitate cursul vieții. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, și-a descoperit pasiunea pentru artă și pictură încă de la vârsta de 6 ani. Richard Hutchins și-a început cariera de artist profesionist în 1992, atunci când s-a mutat din Atlanta în Los Angeles. Acesta a creat piese personalizate pentru clienți celebri sub pseudonimul Drew Hill, numele unui fost jucător de fotbal din NFL, crezând că așa va atrage atenția mai mult. A avut dreptate, dar după ce s-a trezit în închisoare și cariera sa a fost distrusă, artistul a decis că își va folosi numele real odată ce va ieși în sfârșit din închisoare. În timp ce stătea în celula sa din închisoarea din Los Angeles, acesta nu și-a abandonat pasiunea de viață. Neavând la dispoziție materiale de artă, a trebuit să creeze un dispozitiv din ce găsea. A ajuns să creeze coloranți din M&M, cafea și Kool-Aid, reușind să ajungă să creeze aproximativ 15 portrete pe zi în închisoare, schițându-le pe fiecare pe un plic alb standard, iar lucrurile au mers mai departe pentru că acesta își trimitea lucrările prin poștă prietenilor, familiei, chiar și unor necunoscuți ale căror adrese le-a găsit în ziare. A trimis mai multe scrisori chiar și fostului președinte Barack Obama. După ce a ieșit de după gratis, s-a întors imediat la muncă la Infinity Studio, un studio de artă din Santa Monica, California, unde a fost artist rezident timp de 5 ani înainte de a fi în închisoare. A urmat o perioadă extrem de grea în care s-a plimbat din hotel în hotel până când i s-au terminat toate economiile, astfel că la scurt timp a ajuns să doarmă pe străzi. A rămas fără adăpost timp de 6 ani până când o întâlnire întâmplătoare în parcarea unei băcănii în aprilie a schimbat totul. Charlie Rocket Jubilee, un antreprenor și fost manager muzical, avea să fie salvarea lui. Hutchins a început o conversație ocazională cu acesta, cucerindu-l cu energia, dar și cu povestea lui de viață. De când l-a întâlnit pe antreprenor, bărbatul a vândut opere de artă în valoare de peste 200.000 de dolari, inclusiv lui Oprah Winfrey. În prezent, el este stabil financiar și are propria casă, unde și-a creat un studio de artă. Încă nu am trecut peste asta, nu vine să cred că sunt un artist celebru acum, a spus Hutchins, care are acum peste 145.000 de urmăritori pe Instagram.